genul programului Pamflet. Doamnelor, domnilor, începe comentariul zilei. Jurnalistul Sorin Avram este în studio. Bună, Sorin! Bună, Adriana, bine v-am regăsit! Am văzut la știri că a început războiul de independență în Burdujeni Sat. Da, inspirat titlul pus de Dinuzară cu războiul de independență în Burdujeni Sat. Foarte inspirat. 6 cetățeni au mers la domnul prefect al județului Suceava spunând că nu se mai poate așa, că nu mai merge așa, că e un cartier neglijat Burdujeni Sat și cei 6 cetățeni vor să rupă Burdujeni Sat din municipiul Mumă și să-și facă ei localitatea lor. Și mă gândeam așa să mă duc și eu la prefectură să las eu cu locuința unde stau acolo, că să ne mulțumim că în fața blocului e o groapă, deci mă simt neglijat. Și vreau să fiu și eu independent, să nu mai aparțin de Suceava și probabil că mulți cetățeni din municipiul Suceava, din Opcine, de pe Mărășești, din Aren, din toate cartierele, din diverse motive, vor dori același lucru. Pot să meargă la prefectul Florin Sinescu să facă o urtie, să ceară cât, am văzut, 6 cetățeni e suficient. 6 oameni nemulțumiți dintr-un bloc, da? Merg și spun și să-și facă fiecare orașul lui, comuna lui, satul lui. E o aberație asta să vină din Burdujeni Sat, de parcă în Burdujeni Sat ar fi reprezentanța sau ar avea niște filiale deschise Mercedes-ul cu Microsoft-ul și cu Google-ul și ei contribuie la bugetul municipalității cu 2 miliarde de euro pe an și municipalitatea nu le trage gaz metan, trage la boierii din Opcine. Și ei au zis, gata mă, nu se mai poate. Și cele 150 de familii sau câte sunt în Burdujeni Sat, 200, au zis, gata mă, ne rupem, ne facem orașul nostru sau comuna noastră și trăim cu Google, cu Mercedes și cu Microsoft, ce am zis, și trăim ca boierii. Dar ei acolo la Burdujeni Sat n-au decât un bufet. E un bufet, am fost eu o dată, am trecut pe acolo înspre Adâncata și e la stradă un bufet cu din alea, cum se cheamă, mă? Cu niște bretele din astea, sau cum să le spun? Bretele de țântari? De la uși, din aia, da. Așa lipicioase, date cu miere din aia contrafăcută și se lipesc muște de el, știi? Și acolo probabil că este un televizor deschis pe ProTV, că la ProTV te uiți și te râzi și bei niște rachiu din surcele și din rachiu de surcele nu poți să plătești impozit decât un leu pe lună. N-ai mai mult. Da, e adevărat că ei sunt totuși în altă zonă a municipiului, nu? Că știm că e o zonare după care se plătesc aceste impozite, da. Și nu plătesc un impozit, știu, la poate fel de mare ca cel din, ca cei din zona A, de da, pildă. Da, e zona nu știu care. Evident că oamenii probabil că au niște nemulțumiri justificate. Acolo eu cunosc cât de cât zona, că am fost. Când eram copil, ulițe cu trei eram și pe acolo și am văzut că e o zonă foarte frumoasă, s-au făcut ceva investiții în apă și canalizare în ultimul timp sau vreo două drumuri, dacă sunt. E într-adevăr, mă, stai, ești într-un municipiu reședință de județ și n-ai drumuri și n-ai gaz metan. Dar dacă e așa pe supărare, păi să se supere și oamenii de cum ești de pe strada Grigore Ureche, parcă aia Bogdan Vodă sau nu, da, știu cum se cheamă, Zanca. Care e mai în buricul târgului. Care este în dita mai buricul și acolo este pietrișul ăla, este adus pietrișul cu căruța de brăzeșul lui Ștefan cel Mare. Când a fost a doua atestare documentară a Sucevei, a venit un răzeș de la Ștefan cel Mare și a turnat o căruță cu pietriș. Ăla e pietrișul și ziua de azi. Deci nu s-a mai întâmplat nimic. În 500 și ceva de ani, 600 de ani, nu s-a întâmplat nimic. Păi dacă acolo, în buricul târgului, nu e drum, cum să fie în parcare? Bine, este anormal, dar zic așa, și cei de pe Zamca de acolo plătesc impozite mai mari decât, da, în Burdujeni Sat și nimeni nu a vrut să se rupă de municipiul mamă. Păi, așa ar putea urma Ițcaniul, că și acolo, bun, sunt probleme. La Ițcan să știi că acolo e o problemă veche, știi? Acolo sunt foarte multe nemulțumiri și sunt diverse cauze și n-a mai spus nimeni. Nu, dar este o aberație ca să te să devii tu independent, din ce să trăiești? Trebuie să ai din ce să trăiești. Adică dacă s-ar administra singuri, da, mă, dacă ar duce mult mai bine. Îți trebuie niște bani de undeva. La Burdujeni Sat, în afară de bufetul ăla cu plase de prins muște
Și poate or mai fi două ateliere de pilit cuțite și de făcut chei. Bă, din aia un leu de acolo, cu un leu de acolo, cu 3 lei nu poți să faci nimic. Deci este imposibil să faci ceva cu 3 lei. Poate or mai fi, poate mai este o societate, probabil că asta de făcut prăjituri și savarine. Da, este acolo o societate. Belpan sau cum? Nu, aia altă. Nu mai știu. Bine să nu dăm nume. Da, de ce să nu? Na, o firmă de făcut savarine. Și mai sunt vreo două, trei. Bun, aia de făcut savarine, dar din savarine nu poți să asfaltezi drumul și nici nu poți să tragi gaz metan. Cu ajutorul savarinelor poți doar să faci diabet, dar în rest nu poți să faci nimic cu savarinele și să bucuri niște copii care se dau cu frișcă pe la nas. Dar în rest n-ai ce să faci. Este o aberație deci asta. Deci e adevărat că au niște probleme oamenii acolo și nu au condiții de oraș. Dar zici că exagerează cerând... Da, este o exagerare pentru că asta n-are sos de izbândă sub nicio formă. Pe de altă parte însă, demersul acesta poate fi considerat o acțiune de succes. De ce spun de succes? Pentru că mergând la prefectură și depunând acolo un memoriu, eu bănuiesc că oamenii nu sunt chiar cei 6 cetățeni, bănuiesc că sunt conștienți de faptul că nu se poate. Dar mai mult ca sigur, oamenii au vrut să atragă atenția asupra problemelor. Depunând hârtia la prefectură, au creat o știre care apare azi aici, a apărut la Radio Top, mâine probabil că va fi în ziare, da. Și comentăm noi doi cetățeni aici, probabil că o să mai comenteze și alții, și se creează așa un eveniment și se atrage atenția asupra problemelor din Burdujen sat. Și dat fiind faptul că această informație, această nemulțumire a apărut în spațiul public, atunci probabil că aleșii locali vor fi mai atenți cu acest cartier. Deci până la urmă... Dacă deci nu uită este... peste weekend. Nu, cred că uită. Când așa cereri din asta de separare nu prea sunt. Adică uite, nu sunt, știi? Îi spuneam Oanei, cea care a realizat această știre, că mi-am adus aminte în urmă cu câțiva ani a mai fost ceva, o cerere asemănătoare. Da, dar era cu Burdujeniu cu tot. Burdujeniu în întregime să se dezlipească de municipiul Suceava. Bun, dar tot, nu. Și ce s-a întâmplat? Nimic. Păi, ce s-a întâmplat? Nimic. Dacă la Burdujeni ar fi, dacă zona industrială Șcheia ar fi la Burdujeni, atunci da. Pentru că ai avea din ce se trăiești. Da. Cum trăiesc oamenii la Șchia ca boierii, și încă acolo sunt boieri. Se spune că acolo condițiile sunt da, mai bune decât în municipiul. Păi sunt, acolo are Șchia la bani în prostie. Deci primarul Andriciuc stă pe un munte de bani acolo. Pentru că sunt niște societăți comerciale care merg foarte bine și plătesc foarte mulți bani la buget. Dar în Burdujeni nu mai este nimica, ci mai sunt câteva magazine și în Burdujen sat nici atâta. Deci nu se poate realiza, dar înclin să cred că cei 6 oameni asta au dorit să obțină o reclamă pentru nemulțumirile lor, astfel încât Consiliul Local Suceava să fie mai atent ce face pentru această zonă. Să mai prindă și câteva investiții și acolo. Să mai fie. S-au făcut niște investiții, dar insuficient. Și mai cred că poate fi vorba despre o chestiune care are legătură cu politica, o chestiune făcută de o anumită formațiune politică pentru a da peste nas unei alte formațiuni politice, dar timpul ne va spune dacă așa este sau nu. Îți mulțumesc foarte mult, Sorin. Doamnelor, domnilor, a fost Sorin Avram. Acesta a fost comentariul zilei. Numai bine!